7 persoane au fost rănite ieri seara în urma unui accident rutier grav produs la izvorul Decebal, unde un microbuz care se deplasa dinspre Mintia spre Deva a intrat în parapetul care desparte sensurile de mers. La locul accidentului au ajuns echipaje de la ambulanța SMURD, dar și descarcerarea. Toate cele 7 victime, 6 pasageri și șoferul microbuzului au ajuns la spitalele din Deva și Hunedoara. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că un microbuz care se deplasa pe drumul național 7 din direcția Mintia spre municipiul Deva a croșat parapetul ce desparte sensurile de mers. În urma impactului, atât conducătorul auto cât și 6 pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportați la unități medicale din municipiul Deva și din municipiul Hunedoara, iar polițiștii au declanșat în acest caz cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. La preluarea de către echipajele de salvare, victimele prezentau multiple traumatisme de bazin, toracic sau traumatism de coloană vertebrală și traumatisme ale membrelor inferioare. Potrivit inspectoratului de poliție al județului Hunedoara, conducătorului auto a ajuns și el la urgență, i s-au prelevat probe biologice de către medici la spital.